Emi Schipor este invitatul meu acum. Te salut, Emi, bine ai venit la Fără Prejudecăți. Bine v-am găsit, mulțumesc că m-ați invitat. Cine este Emi Schipor și ce caută el în viața lui? Bună întrebare. În primul rând, sunt un supraviețuitor de cancer. Am 24 de ani, sunt din Cluj de Sus, județ Suceava. Și mă aflu în Cluj, lucrez momentan la Asociația Little People, care lucrează copii bolnavi de cancer în toată România. Și mă bucur de fiecare moment. Cum ai aflat? E o poveste destul de amuzantă pentru mine, cel puțin. Amuzantă, da. De fiecare dată când mă gândesc înapoi, mi se pare extrem de amuzant, deoarece lucram pe timpul verii. Lucram la un gater de atlemnul, am început să mă doare spatele și am crezut că am făcut hernie de disc. Am mers la un control la un ecograf și de la ecograf mi s-a spus să mă duc la Cluj sau la București, la un oncolog sau un oncopediatru. Aveai atunci, ca și vârstă? Aveam 16 ani atunci. 16 ani. Nu te știai un copil bolnav până atunci, n-ai avut probleme? Nu, era prima, ca să zic așa, primul incident major care a intrat așa în viața mea neașteptat. Știai ceva despre zona oncologică? Deci, a fost prima dată când am auzit, pot să spun așa, despre cancer, ce înseamnă de fapt. Însă, în momentul în care am fost la ecograf atunci pentru primele investigații, a fost doar o suspiciune, deci nu mi s-a confirmat nimic. Și am decis să mă duc la București pentru următoarele investigații, deoarece în București aveam o rudă și mi-a fost mai ușor din punct de vedere unde să stau, ce să mănânc și așa mai departe. Și după mai multe vizite la spital, ca zic așa, după mai multe investigații la Colentina, la Spitalul Militar, am ajuns la Fundeni, unde la Institutul Oncologic București Fundeni l-am întâlnit pe domnul doctor Gruber Eugen și de acolo a început toată povestea. Pot să spun că în iulie 2010 am început tratamentul. Am început primele cururi de tratament, după aia a urmat o biopsie ca să vedem exact ce se întâmplă. Și a fost o tumoră de sinus endodermal, așa se cheamă, a fost lipită pe coloana vertebrală și mi-a păsat pe câțiva nervi, ca să spun așa, de-aia m-a durat pe mine spatele. Și după biopsie am început iarăși tratament, am făcut radioterapie și a fost, ca să zic așa, după primele cururi de tratament și radioterapie, a fost un moment de de întoarcere, deoarece după primele cure de tratament trebuia tumora principală să scadă. A scăzut în mărime, nu mai durea spatele, însă nu a scăzut suficient. Și asta a determinat cea de-a doua operație, care a fost mai mare, majoră. Și mă bucur că a decurs foarte, foarte ok. Asta a fost în 2010, în noiembrie, am făcut cea de-a doua operație și după recuperare am început să mai fac încă o tură de radioterapie, ceea ce a însemnat să rămân de Crăciun și de Anul Nou în București, la spital. Și, ca să spun așa, m-am distrat puțin cu doctorii mâncând pizza și cu asistentele de Crăciun și de Anul Nou, deoarece aparatul de radioterapie este în vacanță, ca să zic așa. Personal este în vacanță și nu poate fi folosit. Și după ce am terminat radioterapia, au mai urmat multiple cururi de tratament. Au fost în total 12 la număr și pe lângă tumora principală care am avut-o la spate, am mai avut alte metastaze prin abdomen și la plămâni. Deci a trebuit să continui tratamentul și la plămâni. Am început să fac radioterapie în 2011, în februarie, pentru ce am avut la plămâni. Și după ce am terminat radioterapia la plămân a fost, ca să zic așa, ultima cură de tratament oficială care am făcut-o și am fost înregistrat pentru un PET scan. La PET scan în 2011 trebuia să facă pe dosar, pe bază de dosar, investigația, deoarece costa foarte mult, era foarte scump la acel moment și a durat 3 luni jumătate, aproape 4, până mi-a fost aprobat dosarul de casa de asigurări. Am făcut PET scan-ul. După PET scan am mai găsit ceva activ în zona inghinală. Ai vorbit puțin mai devreme, scuză-mă că te întrerup, despre anumite metastaze. Înțelegem de aici că erai cumva un caz urgent spre a fi luat în atenție. Da, îmi spui da. Acum că ai așteptat aproximativ 4 luni pentru aprobarea unui dosar. Aprobarea dosarului a fost făcută la finalul tratamentului. Deci după ce am terminat toate curele de tratament, toate radioterapia, după ce au fost operațiile, deci eram la sfârșitul tratamentului și acel
PET scan este un computer tomograf special care îți arată dacă ai în corp lichid oncologic, în ganglioni sau în posibilele tumore, să spunem așa. Deci este ceva care îl face la sfârșitul tratamentului, să te asiguri că nu mai ai nimic, ești liber, ai scăpat. Și a fost făcut pe bază de dosar, deoarece nu vreau să dau nicio sumă, dar costa foarte mult și personal și familia mea nu puteam să ne-l permitem. Și dura foarte mult, deoarece dosarul trebuia să treacă prin mai multe filtre ca să ajungă unde trebuie la CNS. Și da, după 3 luni jumătate, aproape 4, am făcut tomograful și s-a dovedit că tot a fost ok în afară de zona inghinală. Și pentru zona inghinală am mai făcut încă o tură de radioterapie, care a fost ultima și oficial în 2011, în octombrie, cred, am terminat tratamentul. La momentul în care ne-ai spus că ai primit acest diagnostic, erai un adolescent. Da. Au fost momente, de exemplu, prima dată când am ajuns la liceu fără păr, a fost un moment de șoc, deoarece am făcut liceu în Suceava, la internat. Și a fost ciudat, deoarece prima dată când am vrut să intru în liceu, nu am fost acceptat, deci nu m-au lăsat paginții să intru, deoarece poza de pe, ca zic așa, badge-ul care l-aveam eu, aveam cu păr poza și poza care, cum arătam eu de fapt, era cu totul alta. Și a trebuit să intru pe la direcțiune, directoarea când m-a văzut a rămas un pic surprinsă, însă pot să zic așa că totul s-a rezolvat rapid. Și a fost un șoc în principiu pentru cei de lângă mine, deoarece eu, ca și bolnav de cancer, întotdeauna familia și prietenii apropiați suferă mai mult decât pacientul în sine. Chiar asta vreau să te întreb, cine a fost lângă tine în aceste momente? Cum te-au susținut cei care au fost lângă tine? Pot să spun, mama mea a fost întotdeauna lângă mine, deoarece încă eram minor, trebuia să am un tutor legal lângă mine. A fost întotdeauna la tratament, a stat acolo, chiar dacă condițiile nu au fost cele mai bune în timpul spitalizării, am reușit să ne descurcăm. Pe lângă asta, veneau și mă vizitau părinții și frații mei de fiecare dată când aveau ocazia și păstram legătura cu toți cei din liceu. Pe vremea aia nu era încă internet, nu era Wi-Fi pe secția de oncopediatrie din București și foloseam foarte mult, un signal de 4G. Și am povești din alea amuzante că reușeam să stau cu laptopul puțin într-un colț, deci într-un colț a camerei aveam semnal bun, dar puteam să țin doar laptopul în mână și să stau în picioare. Și sunt multe momente în astea în care efectiv mesajele care le primeam, ce faci, te simți bine, când vii înapoi, vezi că avem lucrare, deci toate mesajele care primeau și mă reintegrau în normalitate erau ceea ce căutam eu. Pentru că întotdeauna când intri în spital, ca și după ce ești diagnosticat cu cancer, ieși din acea normalitate. Și când tu vrei cu disperare să rămâi în ea. Trebuie să ai un anumit, o anumită normalitate, un anumit ciclu prin care să treci în fiecare zi, deoarece când ești în spital nu știi exact ce se întâmplă în fiecare zi. Totul este nou, totul este inedit și asta îți provoacă un anumit stres. Ești întotdeauna anxios, însă faptul că colegii îmi spuneau că vezi că trebuie să facem asta, urmează să învățăm pentru o anumită lucrare, astea sunt testele, mă duceau cu picioarele pe pământ pentru că știam care e planul meu de viitor pentru următoarea săptămână, chiar dacă era foarte scurt planul, de pe săptămână pe cealaltă, îmi oferă o anumită siguranță pentru că știam pentru ce mă lupt, cu ce merg mai departe. Emi, așa cum ne-ai spus puțin mai devreme, erai diferit în exterior, atât de diferit încât unii nici măcar nu te recunoșteau. Da. Cum era Emi în interior în acea perioadă? Pot să spun că eu am încercat să rămân puternic pentru cei din jurul meu, deoarece, cum ți-am spus, de obicei familia și prietenii sunt cei mai afectați decât pacientul. Și pot să spun că pe interior am reușit să rămân destul de zâmbitor pe din afară, însă pe interior am avut momente în care a fost mai greu. De exemplu, la cea de-a doua operație, cum ți-am spus, nu a fost cea mai ușoară operație și am avut momente în care mă gândeam, ok, trebuie să o fac și pe asta, însă au fost câteva minute sau pot să zic așa, mai bine jumătate de oră în care efectiv am stat și am plâns ca să mă descarc. Deci am avut și momente de genul.
atunci întotdeauna mă gândeam pe plan, pe termen scurt, ce trebuie să fac următoarea săptămână, următoarea zi, ce se întâmplă. Pentru că dacă făceam planuri pe viitor, pe un an sau poate pe 2 ani, mă gândeam că nu o să se întâmple. E mult mai bine să plănești pe termen scurt. Și în felul ăsta reușeam să păstrez, ca zic așa, un anumit sentiment de siguranță pentru mine însă. Plan pe termen scurt, încredere, speranță, da. Sunt lucruri pe care le aud în, da. În limbajul tău și cred că e deosebit de important să le audă și cei care ne urmăresc și poate că se află într-o situație similară, pentru că asta este ceea ce ne dorim la Fără Prejudecăți, să le arătăm și celorlalți că dincolo de orice diagnostic, doamnelor, domnilor, există speranță, există încredere și asta ne spune și invitatul nostru de astăzi, Amy. Unde ți-ai găsit aceste resurse în tine? Pot să spun că la început, în primele săptămâni de tratament, nu am fost cel mai, ca zic așa, prietenos. Eram un adolescent, eram la începutul tratamentului, era totul nou, însă... Ai urmat acele etape despre care se vorbește în literatură? Da. De ce mie, de ce eu? Da, da, da. Deci la mine pot spun că au trecut foarte repede, una după cealaltă, însă totul... Pot să spun că s-a stabilizat când am întâlnit prima dată un temerar, un supraviețuitor de cancer din clubul temerarii, porți tricou cu o singură mare familie. Și ești acum unul dintre cei care îi susține, dar o să vorbim puțin mai târziu la Și pot să spun că acel lucru m-a determinat să... deci mi-a arătat că există viață după cancer, există ceva pentru care trebuie să te lupți. Și ăla a fost, ca zic așa, punctul de întoarcere. Când am trecut peste toate aceste faze, am întâlnit acel supraviețuitor de cancer și am decis că trebuie să merg mai departe și să lupt cu tot ce, cu tot ce am. Și este extraordinar faptul că acum tu ești în acea poziție. Da. Tu ești cel care merge la unii copii, la unii adolescenți, la unele persoane aflate în astfel de situații și dă această speranță pe care și tu ai primit-o, dă mai departe. Întotdeauna când povestesc cuiva prin ce am trecut, spun, vai, cum ai reușit să treci peste și așa mai departe. Și ceea ce m-a ajutat foarte mult a fost acel moment inițial, când m-am întâlnit prima dată cu acel temerar din partea grupului. De ce? Ți-a spus ceva anume? Nu, ți-a transmis? Nu, prin simplu fapt că el este acolo, îți arată că se poate trece dovada peste. Dovada vie. Da. Deci este dovada vie că cancerul poate fi învins. Și lucrul acesta am reușit și am încercat și eu să-l duc mai departe, deoarece când m-am întors în Cluj la facultate după ce am terminat tratamentul, am fost și am experimentat, ca zic așa, pe propria piele, cum e să mergi înapoi în spital ca și supraviețuitor de cancer. Cum e să mergi înapoi în spital ca și supraviețuitor de cancer? Unii se gândesc că ești asaltat de întrebări de la copii, însă copiii sunt foarte, ca zic așa, mai retrași. Sunt mai retrași, nu întotdeauna comunică cu tine, însă mămicile întotdeauna să vină cu tine la tine cu întrebări de genul, ce ai mâncat de tratamentul? Dacă ți-a fost rău, ce pastile ai folosit? Poate ai făcut alte tratamente? Deci întotdeauna caută să facă ceva mai bine pentru copilul lor. Și am fost foarte plăcut surprins că după ce am primit acele întrebări de la mămici, au zis și copiii că ai terminat tratamentul. Și am început să vorbesc că, uite, și eu mi-am pierdut părul, să știi, crește înapoi după 3 luni de zile, îți recomand asta, iată. Îți recomand aia. Da. Deci, din nou revin la acel exemplu viu, deoarece temerarii sunt dovada vie, da? Cancerul poate fi învins. Și când am fost în spital, ușor, ușor m-am adaptat la acest, ca zic așa, stil de viață. Îmi plăcea să merg din ce în ce mai des la copii. Și lucrul ăsta m-a determinat pe mine să-mi schimb facultate de la litere la psihopedagogie specială. Și din momentul în care mi-am schimbat facultatea, mi-a fost oferit un loc de muncă în cadrul Asociației Liter People România, ca și coordonator de voluntari și mergeam în fiecare zi la copii, ceea ce mi-a, ca zic așa, mi-a oferit o satisfacție foarte mare. Și acum, momentan, ăla a fost punctul de început în 2013 și acum, momentan, sunt angajat full-time la Asociația Little People și pot să spun că trăiesc un vis devenit realitate. Și ai și o experiență internațională despre care o să te rog să ne spui câteva cuvinte acum în ultima parte a intervenției noastre. Pe plan internațional, sunt unul dintre reprezentanții ai grupului Temerarii. Ca să vă dau o mică idee despre grupul Temerarii, avem peste 500 de membri înscriși și peste 300 de membri activi, da? Deci toți supraviețuitori de cancer. Și avem câțiva membri selecți care se duc la conferințe internaționale medicale despre efectele pe termen lung ale tratamentului.
participă la cele conferințe și aduc toată informația pe care o pot, pe care o pot reține, o aduc și o prezintă înapoi temerarilor la întâlnirile care le avem noi. Deci încercăm să aducem educație înapoi, informație, deoarece spre surprinderea noastră și spre surprinderea mea de altfel, sunt foarte mulți temerari sau supraviețuitori de cancer care nu știu despre efectele pe termen lung sau ce se poate întâmpla după ce termin tratamentul. Toată lumea știe că se poate trece peste cancer, dar viața după nu este chiar atât de ușoară. Și prin prezența noastră... În ce sens? Deoarece efectele pe termen lung ale tratamentului nu te lovesc la un an, doi ani după ce termin tratamentul, te lovesc la 10-15 ani. Asta e din cauza că tratamentul pe care îl faci nu este, ca zic așa, cel mai bun. Și noi încercăm să educăm supraviețuitorii noștri, deoarece dorim să ducă o viață cât mai bună după terminarea tratamentului și prin acest fapt mergem la acele conferințe internaționale. Acum, dacă e să tragi linie, după toată această experiență, toată această poveste de viață până la urmă, ce ai câștigat? Ce e diferit pentru Emi după tot acest drum parcurs? Pot să spun că, din punct de vedere fizic, am grijă mult mai mare în ceea ce mănânc, stilul meu de viață e mult mai sănătos. Însă, pe lângă partea asta fizică, mental și sufletește, pot să spun că mi-a oferit alte planuri de la viață. Mă bucur de fiecare moment, încerc în fiecare zi să fac ceva diferit și îmi trăiesc viața din plin, deoarece știu că e scurtă, se poate întâmpla orice și de-aia încerc de fiecare dată să mă bucur. Unul dintre cele mai frumoase mesaje la Fără Prejudecăți. Îți mulțumesc foarte mult, Emi, pentru că astăzi ai fost alături de noi și pentru că ne arăți care sunt cu adevărat lucrurile care contează în viață.